Ce vrei să fac? Ce cum? Ce? Ce trebuie să citesc cui? Așa? Citesc? Toată strada. Mulțumesc! Yes! Silvia! Ok. Ce trist! Ador când mă gândesc că aș putea să stau. Mulțumesc! Așa! Bogdan? Femeile au spălat toți ciorapii. Mi-au pus un asturică mult. Sorin? Uneori o femeie trebuie atinsă așa. Mersi! Ok, Alexandru, tu ai? Nu ai. Iulia? Costurci au și raspinării din picior. Ei cădeau frunzele din urechi. Mersi. Irina? Am încercat nervos, știi? Da, ce l-a spus? Mersi. Mersi. Atunci nu m-a caut? Elena? Nu-mi și mie, te rog. În ochii de pâlnie se scutură mătrea sau... din portul unui magazin. Mulțumesc! Unde... Maria? Vreau să-mi cânte cineva Chopin până amețesc. Trebuie noi? Amețesc și pe tine. Raluca? Senzația un cerc vânăt sub glezna mea. Altul? Continui. Bogdan? Dacă aș fi fost în tablou, mi-a zis să fiu pictat de tine. Oana, tu? Nu? Cristina, tu? Nu? Cara? Italiano. In italiano. E di tabacco e ingoiul fumo. Mersi, mersi. Așa, am făcut asta ca să... atunci când începem să citim, fiecare am avut felul nostru de a începe să citim. N-avem poezii, mai continui. Și vreau să vă întreb, sper că n-ați uitat că nu vă cunoașteți între voi, nu știți nimic unul de altul. Pe cine ați fi vrut să ascultați mai departe? Pe... eu pot să zic eu? Da. Două persoane, Vera și Elena. Vera? Și Elena. Mă scuzi. Vero, cel da, mă, dar de unde știi cum le cheamă, frate? Păi au name tag-uri, frate, au name tag. Nu, le-am zis pe nume fiecare. Frate, dacă ne putem preface că nu le cunoaștem, ne putem preface ca un numele în piept. Mai sunt alte opțiuni la ce ați auzit până acum? Ce ați vrut să auziți mai departe? Da, eu Clara. Hai. Tu Clara? Da. Stau eu acolo. Hai mă, stai că Bogdan spus. Hai, stai, stai, stai. Da, nu aude, nu aude. Și clar. Și eu tot pe SGP, frate, mai vreau. Dar n-auzi, n-auzi. Care nu a început. Irina, nici la început. Dați cum e. Acum facem un atelier în care nu o să... Ideea mea nu este să vin și să spun că se citește așa, 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 așa. Odată pentru că, după cum ați văzut, că odată că niciunul dintre voi nu a avut un început din asta furtunos, poate Veronica, așa puțin, au fost opțiuni foarte, foarte diferite. Știi, fiecare ați avut o preferință pentru felul de început al altcuiva, practic. Și asta mie îmi spune că oricât ai face niște reguli de citit, în realitate, de fapt, există public diferit pentru fiecare fel de a citi. Așa. Și atunci, eu în atelierul ăsta m-am propus să vă pun mai multe întrebări și să încercăm să găsim mai multe răspunsuri, pentru că ați văzut că fiecare aveți felul vostru de răspuns la o problemă de genul ăsta. Și atunci, prima întrebare e legată de cui ai citit, care ar fi publicul pentru care te gândești că ar trebui să citești poezie? O persoană? 5 persoane? 12? 500? Bogdan.
Ce așteptări ai de la publicul? Nu, care-i publicul? Cui îi citești? Your target. 10 pentru 10 persoane. Nu știu. Eu scriu mai puțin poezie și nu m-am gândit până acum la un public. Ce public aș avea? Mai ales pe proză ar trebui să te gândești. Păi da, proză da, la proză te gândești cui te adresezi, dar la poezie... Da, pentru mine e mai greu. Ești pus în situația de a citi cu voce tare ce scrii tu. Da. Indiferent că e poezie sau proză, literatura ta. Bă, dar eu, caietul meu... Cui te-ai simțit mai confortabil, să spunem? Cui se pare că ar avea sens să citești? Persoană, adică confortabil, m-aș simți citind persoanelor de vârste apropiate, adică nu unor octogenari sau așa, de un nivel intelectual apropiat. Deci unor care sunt asemănători ție, practic. Da. Te gândești tu, dar cam câți ar trebui să fie? Mai puțin, mai mulți? 1, 3, 5? Prima dată aș citi unei persoane. Prima dată dacă aș scrie acum, scriu prima poezie, aș citi unei persoane și aș întreba cum e. Și apoi aș mai citi alte persoane și tot așa. Și la sfârșit aș face un sondaj să văd unde ajung. Ce păreri mi s-au dat, care a fost feedback-ul. Și Silvia, tu? Tot unei persoane. De ce? Pentru că, exact, mai mult sau mai puțin, tot avem, aoleu, chiar mă puteam. Deci dacă ai citit cu voce tare, ai citit unei persoane. Da, unei persoane și în fața unei publică și cum le-aș citi mie, așa, cum... În fața unei publică și cum ți-ai citit ție? Da. E ca și când n-ar fi un public, neapărat. Andrei? Pe un stadion. Cum sunt oamenii aia. Pe un stadion, nu? Pe un stadion, dar mă uit doar la primul rând. Aha! Pe și alții? Aia la alții. Sunt clone ale primului rând. Și Sorin? Păi eu m-am gândit mult la treaba asta. Așa. Și am găsit un soi de scurt circuit al fazei astea. Nu, piața de poezie nu e segmentată. Deloc corect. Nu există arii de piață care acoperă un anume tip de poezie și așa mai departe. Piața de muzică, în schimb, sau alte arte, au reușit să segmenteze piața. Poezia mea e pentru ascultătorii de jazz, per exemplu, sau pentru cei care îl apreciază pe Tolici. Înțelegi? Iulia? Unor necunoscuți, mulți, cât mai mulți, și care să nu aibă vreo legătură cu poezia, să nu scrie ei, sau să fie critici. Vero? Într-o primă fază, bănuiesc, dacă ar fi să fie o primă lectură și aș face-o eu, la un grup de cam 10 persoane. Ulterior, indiferent de reacția lor, la un grup de minim 50. E proză. Asta apropo. Dar și eu la, contează dacă e proză sau da, poezie? Contează. Eu m-am gândit numai la poezie. Nu pot să gândesc pe poezie. Lectura adică publică. Dar de ce te gândi la 10 persoane? Păi eu am un alt fel de procedeu. Mai întâi, asta pentru fiecare a spus, cum a spus Bogdan, spre exemplu, i-aș citi mai întâi unei persoane. Eu, în schimb, îi dau unei persoane să citească și să-și facă o impresie, dar dacă ar fi eu să citez, am o atenție distributivă asupra reacțiilor lor și așa din 10 persoane mi-aș putea face o impresie, deci, încât ulterior să n-am nevoie de nicio opinie. E suficient în măsură ce citesc eu să văd ce se citește pe fețele lor. Mersi. Irina? Eu aș da unor persoane avizate care știu să citească un text. Ai dau? Nu. Aș să citesc eu? Da. Păi nu cred că aș citi eu. A, bun. Nu mi-aș citi poezia. Deci nu e întâmplător că n-ai găsit mai devreme. Da, nu e întâmplător. Elena? Prima dată un grup de 6 persoane și apoi alții 20. Doi, mă, să vină, știe tot ce da.
De ce? De ce 6? De ce 6 și nu 5 sau 3? Am 6 în care am încredere în mine. Și care chiar îmi spun, vezi? Eu cu Lucru și noi de acel timbolo. Primul și al doilea cel, 6 și 20. Maria? Eu aș știu că trebuie să mai încolo unei singure persoane. Unei singure persoane. Bun, eu aș dacă are să mă înțeleagă, nu e neapărat persoană. Poezie. Nu, nu pot să-mi recit poezie, mi se pare absurd. Așa zicea și eu, am zis. Alex? S-a citit în tandem cu Goță după aia. E complicat să spun ce aș face, pentru că eu știu ce am făcut. Că mergeam la cenacul și eu citeam celor la prezenții acolo, dar s-a întâmplat altceva, pentru că mi-o citea Mariusianu și de pildă, ceea ce m-a avantajat până la urmă. Că mă confundau cu el apoi. Dar Mariusianu și are un fel de a citi la foarte pregnant, avea cel puțin atunci. Are și acum. Și mi s-a întâmplat asta, ca după ce mi-a citit Marius Brodo o poezie acum 20 de ani, nu 20 de ani, în fine, mai mulți ani. 100. Să aflu că, de fapt, două gagici au zis că a citit Ianuș poeme, așa cum face el, cum scrie el, adică. De unde pot să trag concluzia că cititul silențios e cu totul diferit de ascultatul poemelor și că